Pula mea să mai duce la arogan. A spus Emi că sună și că îmi scoate interdicția. Interdicția nu era din partea lui Ciprian Pian, fostul meu iubit. Interdicția era din partea clanului Carani. Fă, pă, mă doare în peiză. Uite aici, fă, ca să vedeți. Fă, fă, mă doare fix în peiză. În peiză mă doare că voi îmi puneți mie interdicție. Unde pula mea să îmi puneți interdicție? Păi, pula mea, eu în față de București? Păi eu în față de Monaco, de Dubai, sunteți proști? Mă fută în tot Bucureștiul. Păi eu dacă vreau, mă duc și cumpăr niște cofrace de ouă și le bat în toate restaurantele ca în valoare la pizza. Păi ce proști sunteți. Păi mă duc, zic, bă, mamă. Mă dă efect în pizza. Deci vreau să-mi cer iertare public la familia Pian, la Duduieni. De fapt, Ciprian Pian, sunt prietenă cu Ciprian Pian, dar nu mai vorbim. Ne-am blocat, noi ne blocăm, ne deblocăm. Și l-am sunat pe Emi, pe Grațian, pe toți. Da, a răspuns Emi ca norocul. Și zice Emi, da, Bianca, ai interdicție la arogant. Deci am vrut să merg astăzi la arogant cu niște prieteni foarte mișto, cu familia S. Ați văzut pe Instagram astăzi cu cine? Ce pula mea sculată când eu îmi găsesc un gagiu nou. Nu vă să ies eu în oraș unde vreau eu. Păi mai mere pula mea la arogant. Pe acolo merg numai pește. Eu îmi fac de pește. Bă, mă doare fix în pizdă. Ca să vedeți, ia. Ca să vedeți că de astăzi sunt la dieta. Mănânc doar iaurt cu chia. Că vreau să slăbesc. Vreau să fiu perfectă. Bă, mă doare fix în pizdă. Mă pot. Nu-mi pasă de Mon Cher. Nu vreau să mai aud de voi. Că nici nu există pe hartă Mon Cher. Ce înseamnă Mon Cher? Mama, o baba, o eu sunt o bela. Arogant. Îl respect pe patron. Ce să zic? Nu m-am certat cu el. Interdicția asta vine din partea clanului Carani. Dar stai, poate din partea lui Aurel. Că eu practic sunt prietenă cu Costel de la Carani. Ne înțelege foarte bine. Aseară am vorbit. Aseară am mai vorbit încă cu cineva și nu dau nume cu cine. Și mi-a spus așa, fata mea, bagă-i la pușcărie, bagă-i la pușcărie. Și omul este foarte șmecher, e lăutar, e numărul 1 în România. Ok, și Bianca îl ascultă pe Costel de la Caran și pe ăla și o să-ți bagă-i la pușcărie, bagă-i la pușculiță. Și eu mă bag la pușculiță, mă doare în peiță. Mă urdărâs, mă. De ce pula mea? Eu am față de arogant? De ce pula mea? O, asta arde, Leancă. Am și făcut curat, fă. Fă, am făcut curat. Ce pula mea am făcut? Am făcut curat, fă. Și sacul de gunoi. Hai, fă, că știu să fac și curat. În pula mea scolată. Ce pula mea? Bă, da? Mamu? Și în această seară, cine vrea să o vadă pe ispita vieții, să veniți în Herăstrău. Viața merge la... Nu dau nume, o să vă dați. Merg în Herăstrău. Păi ce pula mea, sunt boschetară? Chiar dacă Miță mi-a reținut buletinul, pașaportul, machiajele, poșeta de la Louis Vuitton și chestii acolo la hotelul pulii mele Mamaia, că nici mai dau nume, că ce pula mea, să fac reclamă cu gratis. Păi în primul rând stați, că voi nu știți ceva. Era vorba că eu îi fac reclamă la Miță, la restaurantul Puli, regal. Să mă piși, fă frate, să te caci în gura mea. Dacă eu nu cumpăr două cofrage de ouă și mă duc în pula mea la restaurant acolo la tine afară și bat așa cu ouăle, fă. Uite așa, fă.